Elena Lasconi s-a căsătorit după ce a împlinit vârsta majoratului, însă divorțat după doar 4 ani. Ulterior, la 18 ani distanță de la separarea de primul soț, președinta USR s-a recăsătorit cu actualul partener, Cătălin Georgescu. Fosta jurnalistă a fost convinsă că bărbatul a fost trimis de Dumnezeu pentru că s-a rugat pentru împlinire pe plan personal. În urmă cu ceva timp, Elena Lasconi a mărturisit că i-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru a găsi fericirea pe plan personal. Aceasta s-a rugat în biserică pentru a întâlni bărbatul potrivit. Astfel, a apărut în viața ei Cătălin Georgescu. Ani au trecut și am început să simt gustul amar al vieții. O neîmplinire sufletească ce depășise, deja, faza de resemnare, care m-a apropiat și mai mult de Dumnezeu. Atunci, am realizat că, de fiecare dată când i-am cerut ceva lui Dumnezeu, El mi-a dat. M-am rugat. A vrut bunul Dumnezeu și ne-am lipit. Îmi pare rău că nu am făcut un copil. Cătălin Georgescu este o prezență discretă, însă susținut-o pe soția lui în această perioadă dificilă. Bărbatul a însoțit-o în ziua alegerilor. Mai mult decât atât, i-a fost alături și la dezbaterile electorale. Soțul Elenei Lasconi are o experiență de peste 20 de ani în avocatură, lucrând în acest domeniu până în 2019. Ulterior, a vrut să facă o schimbare și s-a angajat pe post de consilier USR. În Parlament, președinta USR a mărturisit că partenerul ei de viață câștigă 6.000 de lei lunar. Nu este într-o agenție, așa cum sunt tot felul de ipocriți care vorbesc despre asta, în care să primească 3.000 sau 10.000 de euro pe lună. Muncește foarte mult și da, știu, trebuia să apară acest articol pentru că i-a încurcat foarte tare, că 10 de legi le-a întors înapoi Cătălin, pentru că este foarte bun în ce face și își petrece și foarte mult timp la serviciu.